Vă salut! În ultimii ani, Vladimir Putin a fost în centrul atenției mondiale, nu doar pentru politicile sale controversate, ci și pentru stilul său de viață extravagant și averea sa secretă. În acest videoclip vom explora detaliile despre imperiul său secret și ceea ce Putin nu vrea să afli. Dacă mi-apreciați conținutul și doriți să susțineți dezvoltarea canalului, vă rog să vă abonați. Vizionare plăcută! La ora actuală, Vladimir Putin este considerat de mulți analiști și investigatori drept unul dintre cei mai bogați oameni din lume, având o avere estimată între 70 și 200 de miliarde de dolari. Însă, spre deosebire de alți lideri mondiali sau oameni de afaceri, averea lui Putin este bine ascunsă în spatele unei rețele complexe de oligarhi loiali și companii offshore. În Rusia, oligarhii nu sunt doar niște oameni de afaceri bogați, ci și niște aliați cheie ai președintelui Putin, care îl ajută să-și ascundă averea și să controleze o mare parte din economia țării. Prin intermediul lor, Putin a reușit să-și mențină stilul de viață extravagant, achiziționând proprietăți de lux, iahturi impresionante și opere de artă valoroase. Un exemplu notoriu este Palatul de Lux de la Marea Neagră, cunoscut sub numele de Palatul lui Putin, construit prin intermediul unei rețele complexe de companii offshore. Acest palat, estimat la peste un miliard de dolari, include un heliport, o pistă de hockey pe gheață și o podgorie. Investigația condusă de Fundația Anticorupție a lui Alexei Navalny a scos la lumină aceste detalii, dezvăluind o parte din vastul imperiu secret al lui Putin. Dar Palatul de la Marea Neagră este doar vârful icebergului. Averea secretă a lui Putin include conturi bancare offshore, proprietăți de lux în Europa, investiții masive în afaceri ascunse și relații personale cu principalii oligarhi ruși. Prin intermediul acestei rețele financiare complexe, Putin își consolidează controlul asupra Rusiei și își menține imaginea publică. În acest videoclip vom dezvălui detalii despre cum oligarhii ruși și apropiații săi joacă un rol crucial în ascunderea averii lui Putin, explorând rețelele financiare secrete, investițiile în străinătate și legăturile personale pe care președintele le are cu acești oameni influenți. Vom răspunde la întrebarea ce nu vrea Putin să afli despre averea sa secretă. Conform lui Bill Browder, un fost investitor în Rusia și unul dintre criticii vocali ai lui Putin, președintele rus ar controla o avere de aproximativ 200 de miliarde de dolari. Această sumă ar face din Vladimir Putin cel mai bogat om din lume. Browder și-a bazat estimarea pe propriile sale investigații și pe informațiile furnizate de disidenții ruși. Un alt nume notabil care a oferit informații despre averea lui Putin este Sergei Pugașov, un fost oligarh rus cândva apropiat președintelui, care a declarat că Putin are control direct asupra fondurilor secrete administrate de cei mai bogați oameni din Rusia. Pugașov susține că președintele dispune de o rețea de agenți fideli, prin care își direcționează resursele către investiții în diverse domenii. Palatul de la Marea Neagră, cunoscut sub numele de Palatul lui Putin, este poate cea mai cunoscută proprietate atribuită liderului rus. Investigația condusă de Fundația Anticorupție a lui Alexei Navalny a dezvăluit detalii șocante despre această clădire. Valoare estimată: peste un miliard de dolari. Facilități: heliport, pistă de hockey pe gheață, podgorie, casino, teatru. Dimensiune: aproximativ 17.700 de metri pătrați cu 27 de dormitoare. Deținere: prin intermediul unei rețele complexe de companii offshore, conectate la apropiații lui Putin. Palatul nu este însă singura proprietate atribuită liderului rus. Alte investigații jurnalistice au identificat multiple active și investiții care pot fi legate de Vladimir Putin sau de cercul său apropiat. Iahturi și avioane private. Iahtul Graceful, un vas de lux cu o valoare estimată de 100 de milioane de dolari. Iahtul Olympia, oferit ca un cadou de către Roman Abramovici. Flotă de avioane private, inclusiv un Ilyushin 296 modificat. Reședințe de lux în Rusia. Vila Selgren, situată pe o insulă privată lângă Sankt Petersburg, evaluată la 35 de milioane de dolari. Reședința Novo-Ogariovo, palatul oficialului lui Putin, estimat la 50 de milioane de dolari. Un alt mod în care Putin își ascunde averea este prin intermediul conturilor offshore și al afacerilor gestionate de apropiații săi. Panama Papers.
Documentele dezvăluite în acest scandal au arătat că prietenul din copilărie a lui Putin, violoncelistul Sergei Roldughin, a deținut conturi și companii offshore în valoare de peste 2 miliarde de dolari. Documentele Pandora, ancheta Pandora Papers, a dezvăluit că iubita lui Putin, Svetlana Krivonogik, a folosit companii offshore pentru a achiziționa o proprietate de 4 milioane de dolari în Monaco. Arkady Rotenberg, unul dintre cei mai apropiați aliați ai lui Putin. Rotenberg a acumulat o avere de peste 3 miliarde de dolari gestionând investiții în infrastructură și sport. Gennady Timchenko, cu avere estimată la peste 22 de miliarde de dolari, Timchenko este un alt oligarh care gestionează afaceri energetice pentru liderul rus. În plus față de aceste proprietăți și afaceri, Putin este bănuit că ar avea un interes și în colecții impresionante de artă și bijuterii. Printre acestea se numără picturi de renume, un tablou de Picasso estimat la 50 de milioane de dolari, care se spune că ar fi în colecția sa privată. Putin ar deține bijuterii rare, inclusiv o colecție de inele și ceasuri, în valoare de milioane de dolari. Averea secretă a lui Putin este ascunsă în spatele unei rețele complexe de companii offshore, conturi bancare și prieteni loiali. Cu toate acestea, investigațiile jurnalistice și mărturile disidenților dezvăluie o imagine clară a unui imperiu financiar fără precedent. În continuare, vom explora rețelele financiare secrete prin care Putin își ascunde aceste bogății. Pentru a-și menține averea și a păstra controlul asupra unei părți semnificative a economiei ruse, Vladimir Putin s-a bazat pe o rețea complexă de oligarhi. Acești oligarhi, numiți de multe ori portofelul lui Putin, reprezintă aliați cheie ai președintelui și îi permit să ascundă fluxuri financiare importante. Un exemplu clar al modului în care această rețea operează a fost dezvăluit în documentele Pandora Papers. Violoncelistul Sergei Roldughin, un prieten din copilăria lui Putin, este conectat la mai multe companii offshore, care au transferat sute de milioane de dolari. Roldughin a fost descris ca fiind un portofel al președintelui, controlând conturi și afaceri ascunse. Una dintre companiile offshore ale lui Roldughin, Sonet Overseas, a primit un împrumut de 6 milioane de dolari de la o altă firmă offshore conectată la Kremlin. Un alt aliat cheie al lui Putin este Gennady Timchenko, un oligarh care controlează Volga Group, o firmă de investiții implicată în transportul maritim, energie și infrastructură. Timchenko a fost sancționat de către guvernul SUA pentru legăturile sale directe cu Putin. De asemenea, a fost implicat în tranzacții de petrol prin intermediul companiei Gunvor, care era cunoscută pentru faptul că vindea petrol rusesc în afara țării. Înainte de a fi sancționat, Timchenko și-a vândut participația în Gunvor, estimată la miliarde de dolari. Arkady și Boris Rotenberg, doi frați oligarhi apropiați de Putin, controlează o serie de companii în domeniul infrastructurii și construcțiilor, printre care Stroygaz Montaz, o firmă de construcții specializată în conducte de gaze naturale. Companiile lor au obținut numeroase contracte publice de la statul rus, în special pentru proiecte de infrastructură majoră, precum gazoductul Forța Siberiei. Ei sunt de asemenea implicați în finanțarea și construirea podului Kerch, care leagă Rusia de peninsula Crimea. Vladimir Iacunin, un alt om de afaceri apropiat de Putin, a condus căile ferate ruse timp de peste un deceniu. În această perioadă, compania a fost implicată în mai multe scandaluri de corupție, iar Iacunin a reușit să-și extindă influența și bogăția. Investigațiile jurnalistice au dezvăluit că familia sa controlează mai multe proprietăți de lux în Marea Britanie și Elveția, inclusiv o vilă evaluată la peste 30 de milioane de dolari în apropiere de Londra. O altă componentă a rețelei financiare a lui Putin este reprezentată de băncile rusești controlate de stat. Banca Rosia, adesea denumită banca personală a lui Putin, este condusă de Yuri Kovalchuk, un aliat apropiat al președintelui. Banca a fost folosită pentru a transfera fonduri către companii offshore și persoane apropiate de Kremlin. În plus, Gazprom Bank, o subsidiară a gigantului energetic Gazprom, a fost implicată în tranzacții financiare secrete, fiind investigată pentru spălare de bani. În ultimii ani, și familia lui Putin a fost conectată la rețeaua financiară secretă. Fica sa, Caterina Tihonova, a fost implicată în gestionarea unei companii de investiții din Elveția, în timp ce iubita sa, Alina Kabaeva, ar avea interese în mai multe companii media rusești. Kabaeva ar fi beneficiat de investiții de peste 100 de milioane de dolari în imobiliare.
Aceste rețele financiare complexe, care implică oligarhi, companii offshore și bănci controlate de stat, au permis lui Vladimir Putin să-și mențină imperiul secret în umbră și să controleze o parte semnificativă a economiei ruse. Chiar dacă sancțiunile occidentale au vizat mulți dintre acești oameni de afaceri, influența lor rămâne puternică în Rusia. Pe lângă rețelele financiare secrete din Rusia, Vladimir Putin a reușit să-și ascundă o parte semnificativă din avere și prin investiții strategice în străinătate. Prin intermediul offshore-urilor și al aliaților săi loiali, Putin a creat o rețea globală de active care îi permit să-și protejeze resursele de sancțiuni și investigații. Una dintre cele mai cunoscute investigații, care a dezvăluit detalii despre aceste investiții ascunse, a fost condusă de jurnalistul german Bastian Obermeier, în colaborare cu International Consortium of Investigative Journalists. Documentele Panama Papers au arătat că Sergei Roldughin, violoncelistul și prietenul din copilăria lui Putin, a avut un rol esențial în gestionarea unor companii offshore care au transferat peste 2 miliarde de dolari în diverse conturi. Roldughin deținea active valoroase, cum ar fi o participație semnificativă la Bank Rosia, o bancă controlată de apropiații lui Putin, precum și acțiuni în companii petroliere rusești. Tot în Panama Papers a fost dezvăluit faptul că fiica mai mică a lui Putin, Caterina Tihonova, este legată de mai multe companii de investiții elvețiene și luxemburgheze, care au făcut tranzacții de milioane de dolari. Tihonova și partenerul său, Kirill Shamalov, au investit masiv în companii tehnologice din Europa și în proprietăți imobiliare de lux în Elveția și Franța. Iubita lui Putin, Alina Kabaeva, a fost și ea conectată la investiții secrete, conform investigațiilor realizate de jurnaliștii ruși la proiect Kabaeva ar deține mai multe proprietăți imobiliare de lux în Rusia, precum și un apartament de 10 milioane de dolari în Monaco, achiziționat prin intermediul unei companii offshore înregistrate în Cipru. De asemenea, se spune că ar controla companii media în Rusia prin intermediari, folosindu-se de legăturile sale politice. Oligarhii apropiați lui Putin au jucat un rol semnificativ în investițiile externe. Roman Abramovic, cunoscut pentru deținerea clubului FC Chelsea, a acumulat o avere de peste 10 miliarde de dolari, investind în proprietăți de lux din Europa și în afaceri din SUA. Investigațiile jurnalistice au dezvăluit că Abramovic a fost un finanțator important pentru proiectele de infrastructură ale lui Putin în Rusia. În Marea Britanie, oligarhul Oleg Deripaska, un alt apropiat al lui Putin, a investit masiv în industria aluminiului și în imobiliare. Deține mai multe proprietăți în Londra, inclusiv o vilă evaluată la peste 50 de milioane de dolari în zona Belgravia. Deripaska a fost sancționat de guvernul britanic pentru legăturile sale directe cu Kremlinul. Vladimir Ianuchin deține de asemenea o vilă în Elveția și a făcut investiții importante în industria turismului din Grecia. Investigațiile efectuate de Organized Crime and Corruption Reporting Project au arătat că Ianuchin a folosit companii offshore pentru a achiziționa proprietăți în Germania și Austria. Pe lângă investițiile personale ale apropiaților săi, Vladimir Putin s-a bazat și pe fonduri controlate de stat pentru a-și extinde influența în străinătate. Fondul suveran de investiții al Rusiei, Russian Direct Investment Fund, a fost folosit pentru a finanța proiecte în țări precum India, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită. Kirill Dimitriev, directorul RDIF și un aliat apropiat al lui Putin, a fost implicat în mai multe tranzacții cu oligarhii ruși care au investit în tehnologie și infrastructură. Aceste investiții externe demonstrează că Putin și rețeaua sa de oligarhi au creat un imperiu financiar global, care le permite să-și protejeze resursele de sancțiuni și să-și mențină stilul de viață opulent. Chiar dacă sancțiunile internaționale au lovit economia rusă, influența lui Putin și apropiaților săi continuă să se extindă prin intermediul acestor investiții ascunse. Legăturile lui Putin cu oligarhii reprezintă unul dintre cele mai bine cunoscute, dar și mai misterioase aspecte ale regimului său. De la începutul anilor 2000, Putin a reușit să stabilească un echilibru fragil între interesele statului și cele ale elitelor financiare, creând un sistem în care loialitatea față de președinte este răsplătită cu contracte guvernamentale și protecție. Alisher Usmanov, unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, controlează Metalo Invest, o companie minieră uriașă. Usmanov a investit în clubul de fotbal Arsenal și a acumulat o avere de peste 18 miliarde de dolari. A fost considerat unul dintre cei mai loiali susținători ai lui Putin, ajutându-l să-și mențină controlul asupra industriei metalurgice și furnizând fonduri pentru proiectele guvernamentale.
Deși Vladimir Putin a reușit să adune în jurul său o rețea loială de oligarhi, au existat și oameni de afaceri care au refuzat să se supună. Aceștia au sfârșit fie în exil, fie în închisoare, iar companiile lor au fost confiscate sau închise. Unul dintre cele mai cunoscute cazuri este cel al lui Mihail Hodorkovski, fostul proprietar al companiei petroliere Yukos. La începutul anilor 2000, Hodorkovski era considerat cel mai bogat om din Rusia, cu o avere estimată la peste 15 miliarde de dolari. După ce a criticat guvernul și a finanțat partide de opoziție, Hodorkovski a fost arestat în 2003 și acuzat de fraudă și evaziune fiscală. A fost condamnat la 9 ani de închisoare, iar ulterior sentința a fost prelungită cu încă 6 ani. Compania sa Yukos a fost declarată falimentară și activele sale au fost preluate de stat, în special de compania Rosneft, condusă de Igor Secin, un apropiat al lui Putin. Boris Berezovski, un alt oligarh care a refuzat să se supună, a fost unul dintre cei care l-au susținut pe Putin în primele sale campanii electorale. În schimbul acestui sprijin, Berezovski a primit contracte guvernamentale profitabile. Cu toate acestea, relația s-a deteriorat rapid după ce Berezovski a început să critique public guvernul și să sprijine opoziția. În 2000 s-a refugiat în Marea Britanie, unde a primit azil politic. În 2013 a fost găsit mort în locuința sa în circunstanțe suspecte, deși oficial a fost declarat sinucidere. Vladimir Gusinski, un magnat media care deținea rețeaua NTV, a intrat în conflict cu Putin după ce a refuzat să cenzureze conținutul critic la adresa guvernului. În 2000 a fost arestat sub acuzația de fraudă, iar în schimbul eliberării a fost forțat să cedeze controlul asupra NTV către Gazprom. Gusinski a fugit în Spania, unde a încercat să obțină azil politic. Deși Rusia a cerut extradarea sa, autoritățile spaniole au refuzat, iar Gusinski și-a continuat viața în exil. Platon Lebedev, un asociat al lui Mihail Hodorkovski, a fost și el arestat și condamnat la închisoare pentru implicarea sa în Yukos. A fost acuzat de fraudă și evaziune fiscală și a petrecut 10 ani în închisoare. Eliberarea sa în 2014 a venit după ce guvernul rus a primit critici internaționale privind tratamentul aplicat prizonierilor politici. În cazul lui Serghei Pugașov, un fost bancher și om de afaceri apropiat de Putin, acesta a fugit în Franța după ce a refuzat să cedeze controlul asupra unei bănci și a unei companii industriale. Pugașov a acuzat guvernul că i-a confiscat activele în valoare de peste 12 miliarde de dolari. În prezent trăiește în exil și continuă să critique regimul de la Kremlin. Acești oligarhi reprezintă doar o parte dintre cei care au refuzat să se subordoneze președintelui Putin și au plătit prețul pentru asta. Regimul a reușit să elimine pe cei care i s-au opus, confiscându-le companiile și distrugându-le reputația. Aceasta arată clar modul în care Putin își menține controlul asupra elitei financiare din Rusia, folosind intimidarea, arestările și chiar violența pentru a-i forța pe oligarhi să se conformeze. Oricine îndrăznește să critique sau să se opună regimului riscă să ajungă în exil, în închisoare sau chiar mai rău. Am explorat în acest videoclip cum oligarhii ruși precum Arkady Rotenberg, Gennady Timchenko, Roman Abramovich și alții au creat un sistem financiar paralel care îi permite lui Putin să-și protejeze resursele de sancțiuni și investigații. Investițiile în străinătate, de la proprietăți de lux până la companii tehnologice și conturi offshore, evidențiază complexitatea și sofisticarea acestei rețele. Relația dintre Putin și oligarhii săi rămâne una simbiotică. Oligarhii îi oferă președintelui sprijin financiar și politic, iar Putin le oferă protecție și acces la putere. În acest fel, liderul rus și-a consolidat controlul asupra țării, asigurându-se că orice amenințare la adresa sa va fi întâmpinată cu rezistență din partea elitelor financiare. Însă rămâne întrebarea, va putea Putin să-și ascundă pentru totdeauna acest imperiu secret în fața sancțiunilor occidentale și a investigațiilor tot mai numeroase? Credeți că dezvăluirile și investigațiile recente vor afecta influența lui Putin asupra Rusiei și a lumii? Oare rusului de rând îi mai este permis ca măcar să gândească împotriva președintelui? Lăsați-vă părerea în comentarii și spuneți ce credeți despre viitorul acestui imperiu al opulenței într-o țară în care doar un mic grup de oameni au acces la resursele țării și în care omul de rând suferă în război și în sărăcie.
Dacă mi-apreciați conținutul și doriți să susțineți dezvoltarea canalului, vă rog să vă abonați. Pe data viitoare!